schimbă situația în bun la o nouă emisiune. Astăzi, Cotidianul Libertatea a publicat un material în care îi se aduc foarte grave acuzații Patriarhului Bisericii Ortodoxe, prea fericitul Teoctist. Acesta, printre altele, despre acesta, printre altele, se spune că ar fi fost homosexual, conform unei note provenite de la Securitatea Română din 1949, o notă datând din august 1949. Subiectul este mai amplu pentru a-l dezbate. Am invitat în studioul nostru în această seară pe Preasfințitul Vicențiu Ploieșteanu, episcop vicar patriarhal. La fel, în studioul nostru se află domnul Laurențiu Tănase, secretar de stat la Ministerul Culturii și Cultelor, autorul articolului, cel care a scris articolul în ziarul Libertatea, domnul Catalan, domnul Alexandru Catalan, autorul articolului din ziarul Libertatea. Și la fel avem doi reprezentanți ai CNSAS-ului, domnul Mihai Gheorghe, vicepreședinte CNSAS, și domnul Gheorghe Onișor, președintele CNSAS. Îl rog pe autorul articolului să ne spună cum a intrat în posesia documentelor și cum a redactat materialul. Mulțumesc. Și ce conține materialul pentru opinia publică? Bănuiesc că nu toată lumea a citit ziarul Libertatea, vă rog. În primul rând aș vrea să spun că Libertatea nu aduce niciun fel de acuz. Libertatea publică un material care se găsește într-un dosar din arhiva fostei securități, care în momentul acesta a fost preluată de SRI de mai mult timp. Dosarul a fost pus la sală pe cale oficială, cercetătorii au avut acces la el și așa cum și în seara asta domnul Onișor a precizat unei alte televiziuni, despre acest dosar și despre acest material avea cunoștință și dânsul și cred că au cunoștință și alți istorici. Una peste alta, autorul, cel care a intrat în posesia documentului este fratele meu, Gabriel Catalan, la vremea respectivă cercetător și istoric, ceea ce este valabil și acum, dar din septembrie anul trecut, în urma unui concurs, a devenit și membru al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități. Funcționar public. Funcționar, da. Bun, domnul Onișoru, acest material care a apărut în presă, domnul Catalan a recunoscut încă de la începutul emisiunii, să știe acest lucru, că documentul i-a fost oferit de fratele său, de domnul Gabriel Catalan, care lucrează ca funcționar public la CNSS. Știați despre acest document, această notă, aceste note din Arhiva Securității au fost luate de la CNSS, din arhiva dumneavoastră, sau, așa cum susținea mai devreme domnul Alexandru Catalan, în perioada în care a cercetat, fiind istoric, documentele respective la... Da, e foarte bună întrebarea. Deci, și chiar astăzi pe o televiziune, cred că pe Tele7, domnul Cristoiu s-a întrebat dacă nu e acest document de la noi. Nu e de la noi. Arhiva SRI s-a deschis încă din 94-95. Cred că mai bine de 100 de istorici au intrat acolo și au văzut documente. Documentele în cauză fac parte dintr-un fond documentar, fond istoric. Nu mă țin minte numărul 7755 rectare dosarul, au văzut mai mulți istorici români, inclusiv eu, nu i-am dat niciun fel de importanță pentru că e vorba de niște delațiuni ordinare din anii 49-50. Deci, în momentul în care te consideri istoric, de asta ești istoric și nu spălător de mașini. Totuși, dar începând de astăzi, planează această suspiciune asupra Patriarhului Teoctist? E vorba de la oameni de viață privată care ar fi fost homosexual, cel puțin asta spune. Nu e chiar de astăzi, pentru că acest document a mai fost publicat, întâi într-un ziar local, reluat în ianuarie. Acum este a treia oară când... Bun, era vorba, îi se aduzeau acuzații că ar fi colaborat acum, cu legionarii. Exact, însă acum e vorba de ce... Acum apare într-un alt context. Într-un context în care noi am anunțat că vom verifica la cererea altei persoane publice, că vom verifica toate cultele recunoscute prin un alt decret prezidențial, s-au trimis toate cererile oficiale către SRI și deci într-un moment în care noi puteam oricând să venim cu un rezultat, apare această chestiune și este implicat un angajat al nostru, care, nota bene, mai are vreo două sancțiuni. Cu scuzele de rigoare, mă văd nevoit să intervin aici și să-l întreb pe domnul Onișor, în primul rând, în baza căror
calificări, dânsul se grăbește să vorbească despre delațiuni. Și dânsul este un istoric, știe foarte bine că orice sursă trebuie confruntată. Știu că sunt delațiuni. Stați puțin, în baza căror, ce date, cu ce fel de alte date dumneavoastră ați confruntat acele documente și ați și pus deja o ștampilă asupra lor, ele sunt niște simple delațiuni care vă să zică, în mod normal, atunci, în cazul acesta, nu văd de ce oamenii care lucrează la Serviciul Român de Informații le-au lăsat să circule în rândul istoricilor. Fiindcă... Nu, dacă erau chestiuni importante cu adevărat, aceste chestiuni s-ar fi aflat în arhiva operativă. Importante se află în dosarele personale, la care, din câte știu, în momentul acesta încă n-ați. Dacă mă lăsați, nu aveți acces. Vă explic. Vă rog. Deci, sunt două chestiuni. Este fondul istoric, așa numitul fond documentar, și este arhiva operativă, care cuprinde dosarele celor care au fost urmăriți sau au turnat la securitate, respectiv dosar de rețea și dosar de urmărire informativă. Ăsta este cu totul altceva și orice istoric cu capul pe umeri, puteți să mai întrebați și alții, de altfel Cristian Troncot a vorbit astăzi la televiziune, știe contextul din anii 49-50. În 48 s-a rupt pactul dintre legionari și comuniști. Cel mai ușor ca să-l bagi pe unul la zdup, spuneai că e legionar. Sau homosexual, pentru că era vorba de... Da, era foarte gravă chestia. Atunci era vorba de... securitatea devenise stalinistă. Era o securitate, să spunem, condusă, ai doma lui Beria la Moscova. Absolut. Pentru că era o securitate sub talpa sovietică, sub talpa lui Stalin. Să vedem ce spune și Biserica Ortodoxă. Vă rog, preasfințite Vicențiu Ploieșteanu. Considerând că este o nouă agresiune, de la începutul anului au fost mai multe agresiuni și încercarea aceasta de a împrusca cu noroi după principiul bate voi păstorul, se va împrăștia turma, își continuă misiunea. Dar, vedeți, își o continuă cu metode foste securiste, metode pe care și securitatea veche le folosea, delațiunea, minciuna, manipularea. Toate aceste informații, care n-au niciun fel de bază reală, erau folosite pentru a înspăimânta, pentru a băga frică în oameni, pentru a-i face să cedeze. Iată, poziția pe care Biserica Ortodoxă Română a luat-o, poziția critică pe care Biserica Ortodoxă Română, pe care Părintele nostru, Preafericitul Patriarh Toptiști, a luat-o vis-a-vis de homosexualitate. Iată, șantajul care s-a făcut asupra sinodului Bisericii Ortodoxe Române de un purtător de cuvânt sau de un lider a acestei minorități cu păcat împotriva firii, cerându-se cercetarea dosarilor tuturor ierarhilor, fiindcă se opun abrogării articolului 200. Iată, acum din nou se vorbește despre acest articol și un păcat pe care Părintele Patriarh, de atâtea ori public și înscris, l-a condamnat, cerând nu închiderea sau marginalizarea celor cu aceste păcate, ci dimpotrivă, să ne apropiem de ei, să se creeze programe pentru ei, fiindcă nu este o soluție a homosexualității închiderilor în pușcă. Nu. Dimpotrivă. Am înțeles, l-avem la telefon pe, să spunem, fratele, mai stau o secundă, nu mai stau nicio secundă, pe fratele lui Alexandru Catalan, autorul articolului, domnul Gabriel Catalan este, așa cum spuneam mai devreme, funcționar la CNSAS, funcționar public. Bună seara, domnule Catalan! Bună seara! Spuneți-ne, dumneavoastră, când ați procurat acest document? Eu nu l-am procurat, eu l-am studiat. Și l-ați studiat înainte de a-l procura? Nu numai acest document l-am studiat, ci și altele. Nu este un singur document și aș vrea să-i fac această observație domnului președinte Orișoru, care este istoric totuși. Și știe că atunci când 4-5 documente se confirmă, poți face o concluzie. Ce documente ce se confirmă? Când 4 sau mai multe documente spun același lucru, se confirmă unul pe altul. Așa? Este clar că acel lucru nu poate să fie o simplă delațiune, o invenție. Deci spuneți-mi care sunt spuneți-mi de ce considerați dumneavoastră că, sau mai hai să vă întreb altfel, care sunt documentele care vă fac dumneavoastră să spuneți că Preafericitul Teotist este homosexual? Deci documentele acelea au fost publicate în ziarul Libertatea de astăzi.
Da, dar nu pot să citesc eu acum ce s-a publicat în Libertatea. Dumneavoastră spuneați că ați studiat aceste documente și că în urma studierii acestor documente ați ajuns la concluzia că Preafericitul Teoctist este homosexual. Nu, n-am ajuns la concluzia. Concluzia este cea dată de document. Păi, dacă vreți, document... vă citesc din document. Spuneți-mi. Deci, există în arhiva SRI încă nepredată nimănui, așa, cu atât mai puțin CNSAS, da, deși legea o prevede, dosarul numărul 7755, așa, din fondul documentar, da, volumul 3, haideți că... la 211. Ce scrie acolo? Vorbind despre Patriarhul Teoctist Arăpașu, da, se afirmă, citez, acesta a activat în mișcarea legionară. Cine spune asta? Document. Cine spune în document? Că documentul cine e autorul documentului? Da. Securitate. Securitate. Acesta a activat în mișcarea legionară. Deci este agentul Marcu. Este agentul Marcu. Numai în România putea să-l cheme pe ăsta Marcu atunci când se vorbește de homosexualitate. Dacă mă întrerupe, mai bine chema de Anton. Nu văd de ce m-ați mai întrebat. Continuați, nu vă întrerupe nimeni. Acesta a activat în mișcarea legionară, iar în timpul rebeliunii legionare a participat la distrugerea unei sinagogi din cartierul Antim. Așa. Este cunoscut ca practica homosexualitate. Bun, în afară de document... Această notă datează, da, din 30 august 49. Da. Deci, după povestește cineva, ce s-a întâmplat în 41. Aceste informații, da, securitatea care fusese înființată cu doar un an înainte, le-a preluat de la serviciile secrete românești, de siguranță, SSI și așa mai departe, uh-huh, din 1941 și până în 1948. De unde rezultă asta? De unde? Nu, rezultă nu, din faptul că se știe că a activat în mișcarea legionară și a participat la rebeliunea legionară, care a avut loc în anul 1948. Este un document din 41, domnule. La domnul Nișoră, nu vă spuneați dumneavoastră, deja vă transformați într-o instanță de judecată foarte bine pusă la punct și care le știți pe toate. Nu cred că un istoric deține chiar adevărul absolut. Iar în faptul clar, negrupat, că într-un document apare, nu mă interesează cum îl cheamă pe acel agent. Dan, Tudor, îl cheamă Marc. Iar el face acea întâlnire la el acasă cu un locotenent major de securitate. Care sunt dovezile prin care să demonstrați dumneavoastră autorul articolului? Dar nu vreau să mai puțin, dumneavoastră ați luat documentul. Nu demonstrez, libertatea nu vrea să demonstreze nimic. Libertatea a adus la cunoștință opinie publică un document. Stați o secundă, ați adus, vorbim și despre felul în care ați adus la cunoștință opinie publică un document, nu asta e problema. Spuneți-mi, care sunt dovezile în afară de nota domnului Marcu, o notă dată și datată august 49, că Patriarhul Teoctist a fost homosexual sau este homosexual? Păi, cu mine vorbiți, nu? Cu dumneavoastră, că mă uit la dumneavoastră. În afară de această notă pe care tocmai v-am citit-o câteva secunde înainte, din 30 august 49... Nota unuia Marcu, angajată al securității staliniste. Această, ceea ce v-am citit înainte, este dintr-un material făcut de securitate. Așa. Nesemnat. Așa. Material oficial. Așa. Nesemnat, da. Deci dumneavoastră credeți că Preafericitul Teoctist, istoric spuneați că sunteți, da? Al doilea document, ascultați, al doilea document care se referă la pe atunci vicarul patriarhal Teoctist Arăpașu. Așa. Datează din 10 mai 57. Deci nu din 49, ci din 57. Așa. Și este vorba de același dosar, dar volumul 5, la filele 38-47, unde se află mai multe note. Așa. De data asta note informative. Una dintre acele note este redactată de către ofițerul de securitate, locotenentul major Curcă Gheorghe. Așa. În urma discuției pe care a avut-o cu Marcu. Așa. Acasă. Așa, același Marcu, cel care deduse nota în care scria la un moment dat... De la acesta, de la Marcu, locotenentul major a aflat că așa. Teoctist l-a hărțuit sexual pe un anume călugăr Irineu, domnul Ion Chiorbeja, am înțeles. Este Schitu Tarcău. Este vorba de aceea sursă Marcu.
Nu există decât o singură sursă. Nu. Acuzațiile vin... Acea sursă, Marcu, afirmă că însuși Chiorbeja Ion, cel agresat... Așa? Domnule, vorba, nu mă interesează ce afirmă. I-a spus acest lucru. De acord cu dumneavoastră. O singură sursă, există o singură sursă și acea sursă se numește agentul Marcu. Deci nu, există două surse. Păi nu, domnule, dar tot Marcu povestește că i-a povestit altcineva. Deci există o sursă primară care este însuși agresatul, Ion Chiorbeja, călugărul Irineu. N-a vorbit nimeni cu călugărul respectiv, a vorbit tot Marcu și Marcu poate să spună că a vorbit cu 100 de călugări. Asta e una. Deci dumneavoastră personal spuneați că sunteți istoric, da? Credeți că este homosexual, prea fericitul teotist? Eu nu cred nimic. Ca istoric nu-mi permit să cred. O domnul Onișorul poate să-și permită să creadă. Uh-huh. El poate să-și permită să aibă impresii. El poate, domnule, da. Alții nu pot. Eu nu am impresii, nu cred. Uh-huh. Eu citesc documentele și le citez. Și care e rolul istoricul, domnule? Că am spus, luăm pompier și punem să citească documente și le publică. Și care, care e rolul istoricului? Rolul istoricului este... Mă rog să mă lăsați să vă răspund. Păi, rolul istoricului este să filtreze documentele, să le interpreteze, să le bage într-un context, domnule. Alea sunt delațiuni ordinare, domnule. Înaintea dumitale le-au văzut atâția. Dar e foarte simplu să-ți faci un nume venit și împroșcând. Asta e. Și dacă sunt delațiuni, asta înseamnă în mod absolut că sunt minciuni? În mintea dumneavoastră de istoric competent? Domnul Nișoru, în acest stil a luat domnul Catalan două sancțiuni la noi, exact în momentul în care era pentru un candidat la un concurs, în care era cât pe ce să fac infarct în timpul concursului, prin acest stil de a fi persiflant, eu nu citesc, eu foarte fac, bine eu mă uit în dreapta, mă uit aici, în stânga, deci... bazându-se pe... Da. Domnule, deci știți... e foarte bine că ați adus discuția până aici și încercați... Domnul Catalan. Mă demolați acuzându-mă că sunt o persoană care a făcut nu știu ce. Știți ce ați făcut dumneavoastră? Ați atacat viața privată a unui om. Pe mine mă interesează foarte puțin că e vorba de prea fericitul teotist. Domnule Tucă, da. În momentul în care o persoană este că nu contează că publică, este vorba, este vorba despre un om, este corect, dar este vorba despre o persoană publică și așa. Nu despre oricine. Așa. Și deci, orice persoană publică este și în țara asta își asumă anumite reguli. Așa. Cu atât mai puțin în cazul acesta când este acuzat de un păcat contra firii, homosexualitate. Nu. Eu nu iau în discuție că e vorba de prea fericitul teoctist, domnule. În dosarele securității. Eu nu iau în discuție. Eu mă consider că... Doar despre asta este vorba. Domnule, stați o secundă, domnule. Stați o secundă. Este vorba. E vorba de a face public că un om este homosexual. Chiar dacă este să fie sănătos. Eu vă spun... Au existat scriitori, au existat fel și fel de oameni în România care au fost... Scriitorii nu bagatelizați această informație despre un înalt ierarh. Domnule, informația asta despre... Comparându-l cu un biet scriitoraș sau cu... Domnul Catalan, vreau să vă întreb o chestiune. Spuneți-mi și mie, de ce ați dat publicității acest document, aceste documente? Astăzi, și nu ați mai așteptat 3, 4, 5 zile pentru că... Păi la întrebarea asta o să vă răspund eu, fiindcă eu am luat această decizie. Deci știm despre acest document încă din primăvara anului trecut. Așa. Pur și simplu mă puteam grăbi atunci să-i dau să-l dau publicități. Așa. Nu, am preferat să văd în ce măsură el poate fi folosit ca un document. De ce l-ați folosit acum știind că în câteva zile noi vom da un rezultat? Stați puțin. Dumneavoastră ați făcut o declarație publică în care ați anunțat că un prim rezultat va fi anunțat în următoarele 4 luni. Nu acum. Dumneavoastră nici n-ați primit vreun dosar personal. Astăzi am vorbit cu domnul director Timofte, s-a identificat deja un dosar. Dacă da, după ce a apărut materialul nostru astăzi, e cam mare coincidență, nu vă supărați. De unde știți, domnule? Nu, domnule, dar SRI a anunțat în seara asta că a reușit să identifice dosarul. SRI m-a anunțase pe mine dimineața înainte de scandal, dar noi dimineața suntem blocați în scandalul cu domnul Catalan. Dumneavoastră ați intrat blocat și ați făcut un caz, Gabriel Catalan, într-un caz care are un alt nume, nu vă supărați. Spuneți. Că a menționat domnul Olișoru, președintele Colegiului CNSAS, faptul că de-abia astăzi a aflat de la SRI despre existența certă a unui oarecare dosar. Mie, domnul Olișoru, astăzi, personal, în sala de Consiliu a Colegiului, mi-a afirmat că cercetările au demarat deja. Deci când spune adevărul domnul Olișoru, mă întreb și eu. Trebuie să-i răspund pe loc.
spuneți. Deci, domnule, dumneata ești angajatul nostru, mi-arăți 11 oară că nu știi regulamentul. Demararea cercetărilor începe în momentul în care se trimit adresele de identificare la, la SRI. Pentru că erau foarte mulți ierarhi, erau și Marele Muftiu și alte culte, la anumiți oameni nu am avut adresele complete. Cine și dat... Cine din cine a văzut coperta vreunui dosar al lui Teoptist? Dacă îmi permiteți, vreau să răspund. Stai ca să termin. Și deci, în momentul în care dumneata ai fost dimineața, pentru că noi aveam o altă ordine de zi și am dat toată ordinea de zi și ne-am pierdut 3 ore ca să discutăm această chestiune, și ai venit senin, spune, domnule, nu e nicio chestie, n-am făcut nimic. Și la ora 7, de la 7 la 8, principala știre, iese președintele țării pe post, deci dacă nici asta nu este un atac la imaginea noastră, nu știu ce să mai cred. Păi nu e niciun atac la imaginea. Domnul Catalan, fii calm. După ce am ieșit din chestiune, am avut o discuție cu directorul Serviciului Român de Informații, care mi-a confirmat că tocmai datorită scandalului care izbucnise de dimineață, serviciul a făcut cercetări imediat în București și a rezultat existența unui dosar de urmărire informativă 62046 București. Vă rog să faceți legătura cu... De urmărire informativă. Vă faceți legătura cu domnul... Vă rog să faceți legătura cu Ovidiu Iordache, purtător de cuvânt al Serviciului Român de Informații, să ne spună care stă amănunte în legătură cu acest subiect. Domnul Catalan, eu vreau să vă spun un singur lucru. Fac abstracție că e vorba de prea fericitul Teoptist. Au fost atâția oameni urmăriți de securitate și întâmplător sau nu, pe treaba lor, acești oameni au fost homosexuali. Pe mine nu mă interesează dacă acești oameni au fost homosexuali. Pe mine mă interesează dacă acești oameni au colaborat cu securitate. Ori dacă au fost urmăriți cu atât mai puțin, e foarte grav că scoțând la suprafață dosarele lor în care au fost urmăriți, din care rețele că au fost urmăriți, aflăm că au fost homosexuali. Păi e atentat la viața privată a oricărui om care a fost urmărit de securitate. Domnul Tucă, spuneți. Aici nu vorbim despre orice persoană, eu vorbesc strict despre Patriarhul Teoctist. Acesta. Domnule, eu sunt persoană publică. Eu sunt persoană publică? Da, sunteți. Păi și ai dreptul dumneata să-mi spui, să faci public faptul dacă sunt homosexual sau nu? Păi ești mâncat. Dumneavoastră nu a fost... Domnule, nu înțelegi. Eu am fost urmărit, se va dovedi peste o săptămână... Patriarhul României. Nu mă interesează, domnule, subiectul patriarhul, spun. Dacă nu vă interesează, nu văd de ce vorbiți cu mine la telefon despre asta. Pentru că vorbesc de un principiu aici. Eu spuneam că sunt persoană publică, da? Despre altceva, n-are rost să vă răspund. Nu vorbesc, domnule, a spus că persoanele publice au un statut și că trebuie lumea să afle dacă e homosexual sau e lesbiană. Văd că acolo pe ecranul de la Antena 1 scrie că eu vorbesc în calitate de funcționar CNSS. Nu, dintre altele aveți și calitatea de funcționar CNSS. În calitate de sunteți istoric, domne. Sau cetățean român, domn. Nu, domne, acum ești cetățean român are dreptul la... În orele de probleme, opinie. Ce vorbesc, domnule? Este adevărat. Domnul Catalan, vă rog să puneți sub domnul Gabriel Catalan, cetățean român. Exact. Descoateți aia cu funcționația. Român, domnule, eu sunt interesat cine conduce această țară și cine conduce inclusiv Biserica Ortodoxă. Care de acord, domnule. Domnul Tucă, dar Biserica Ortodoxă nu este și Biserica domnilor Catalan. Deci, vă rog, foarte mult și elementul confesional, cred că are un rol, sigur, nu foarte mare, dar are un rol pe care noi nu trebuie să-l neglijăm. Nu cred că are niciun rol. Ba da, noi nu putem face abstracții de faptul. Domnii catalani sunt, religia dumneavoastră e alta decât cea ortodoxă. Sigur, da, sigur, cu ce titudine? N-are nicio legătură, să știți. Faptul că eu sunt catolica și fratele meu, n-are nicio legătură cu faptul că am publicat un material. Nu, cu ce titudine, cu ce titudine, nu poți să faci să negi lucrul acesta. Dumneavoastră aveți opinia dumneavoastră, vă rog frumos să nu iau. Religia faptul că am publicat un material despre cel mai cunoscut șef al unei curs. Regret că nu pot să fiu de acord cu părerea domnilor lor, deci inclusiv ziarul acesta și publicarea pe care au făcut-o domnilor lor. Sigur, iată, într-un ziar de astăzi a apărut o știre pe câteva coloane despre Biserica Romano-Catolică, știre sigur care nu este îmbucurătoare, dar pe care vedeți, n-au găsit de cuvință domnilor lor, fiind religia domnilor lor, să o publice în libertatea. Religia au găsit domnii, mai bine, ce mai bine. Este cea creștină. Nu vă supărați, nu. Diferențele sunt destul de mici și n-are sens să le discutăm. Domnule Catalan, dumneavoastră sunteți ministrant la Sfântul Iosif și este bine să cunoașteți totuși, acum că totuși este o
deosebire. Ce anume trebuie să cunosc în Nu, în poate, deci deosebirea dintre Biserica Ortodoxă deci, și Biserica Romană Catolică. Foarte bine unele deosebiri care există, dacă nu cunosc alte lucruri, asta nu știu în ce măsură privește această emisiune, dar în momentul acesta faptul că avem identități confesionale diferite nu are nicio legătură. Dacă dumneavoastră faceți o legătură, este treaba dumneavoastră. Eu n-am făcut niciun fel de legătură și acolo materialul a apărut în Libertate, este foarte clar publicat un material pe care domnul Tucă, de exemplu, ca jurnalist, îl ignoră. Preferă, dânsul preferă două surse sau trei surse. Nu, nu l-am ignorat. Eu pot să așa, așa eu ca, deci eu ca și gazetar, dacă aș fi gazetar, n-aș publica niciodată porcăria deci, pe care ați publicat. Deci dumneavoastră, dacă ați fi intrat în posesia unui asemenea material, dumneavoastră afirmați că nu l-ați fi publicat. Nu, bineînțeles că nu. Este opțiunea dumneavoastră. Și e dreptul dumneavoastră că l-ați publicat, exact. Nu e nicio problemă, n-am contestat. Ba da, dumneavoastră ați contestat faptul că existând un singur material, el nu trebuia să fie dat publicității, fiindcă asta, în opinia dumneavoastră, nu vă dovedește nimic. Îmi pare foarte rău, dar nu sunt de acord cu asta. Nu, eu n-am zis că dovedește sau nu dovedește. Nu, n-ați spus asta, dar am zis că nu l-am publicat și nu publicam un asemenea material. De ce? Pentru că era vorba de o singură sursă și meseria asta trebuie să ai mai multe surse. Corect, să admitem că publici materialul având o singură sursă, însă sursa asta era securistul Marcu, care nu e frate cu Anton, și securistul Marcu a făcut o notă în 49, când securitatea română... Nu a făcut în 49, pare foarte... Dom'le, e datată 49, e datată august 49, eu n-am altă dovadă. Domnul Tucă, iar confundați, v-am citit clar din el, e o notă informativă din 57. Și mai știu la din 49. E același lucru, domnule. Și este un raport al... E același lucru, domnule. ...conducerii securității din 49. E același lucru, vreau să vă spun ceva. Eu nici o notă a securității de acum n-aș lua în calcul. Domnul Tucă, pentru că Marcu era un ofițer, un om... ...din 48, de fapt a funcționat din 45 și a condus România Dom'le. Până în 89. Iar așa, și... astăzi, cei mai bogați și mai influenți oameni din țara asta sunt fost securizo. Și ce legătură are cu ce spun eu, domne? Eu vorbeam de o chestiune... Afirmați cu alte cuvinte că nu contează ce zicea un securist, mai fiindcă era securist. Nu, nu contează ce zice, nu pentru mine, domnul Tucă, nu, contează ce o secundă. Pentru că era în 57, povestea o chestie din 41, domnule. Dacă ăsta nu domnule, domnule, înainte de astăzi. De ce faceți o confuzie? E vorba de anul 1951. Securitate. Ori sunteți, domnule, stați puțin că să mă, nu mă pot să mă bat cu frații greu ce anul cu amândoi odată. Lăsați-mă să-mi termin și eu ideea să explic colegului meu de la ziarul Libertatea de ce n-aș fi publicat articolul. Nu i-am contestat dreptul de a-l publica dumneavoastră, pentru că răspunde pentru ce a publicat, asta răspunde și ziarul. Asta e opinia lui și de a dumneavoastră. Exact, așa cum fiecare eu răspunde. Cred că asta nu e important în economia. Nu, 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 m-a întrebat și de asta am încercat să explic. Domnul Mihai Gheorghe. Domnule Tucă, după cum observați, aici este o afacere de familie. Îmi pare rău. Domnul Gabriel Catalan, funcționar al CNSAS. Și în timpul liber tot funcționar al CNSAS. Unde scrie, domnule, că în timpul liber? Domnul primul Catalan. Uitați, am legea în față. Vă rog să-mi arătați. Da, sigur că da. Dar vă rog să-mi arătați și după aceea eu am tăcut. Unde scrie în legea de funcționar al CNSAS? Domnul Gaia Gheorghe a fost procuror, este jurist și cunoaște un pic. Păi tocmai de eu am legea în față, vă rog frumos să mă spuneți în ce articol al legii acesta prevede că după terminarea orelor de program, orice angajat al instituției rămâne în continuare. Păi înseamnă că în cazul ăsta până și văd că familia dumneastră nu este de la noi. Nu aduceți acuzații unei familii. Nu este adevărat. Deci, vreau să vorbesc, domnul meu. Păi tocmai de-aia, după ce vă rog frumos să-mi stabiliți foarte clar în ce articol al legii de funcționare a instituției pe care o conduceți, angajați instituției și mențin această calitate și după orele de program. Păi așa sunt și când dorm, domnule. Haideți să facem, să trecem peste asta. Cum înțeleg cu domnul Catalan, relați-vă ideea și domnul Catalan funcționa. Relați-vă ideea. Deci vreau ideea. Deci trec peste această constatare că o afacere de familie. Și fac următoarele precizări. Nu e afacere de familie, am înțeles. Și fac următoarele precizări. În primul rând că domnul Catalan, funcționar CNSAS, a săvârșit mai multe infracțiuni. Care sale? Le constată organul de anchetă. Eu atât spun ca să vă și mai multe infracțiuni. Vă rog să le și spuneți. Legea 187 prevede respectul pentru intimitatea persoanelor cercetate, da? Bun. 1. Astăzi domnul Catalan a avut același tip de reacție ca și acum. Cu toate că am fost cercetat administrativ de două ori și cum a înțeles domnul Tucă de ce a publicat acel document și care este valoarea lui probatorie, așa am înțeles și noi atunci ce dorește. Încă de la angajare și domnul președinte poate confirma că m-am opus aceste angajări, una lui a avut o idee fixă, patriarhul Teoctist. I s-a explicat clar care este sistemul de funcționare al CNSAS, cum trebuie să respecte legea și văd
că ceea ce am prevăzut în vară, când dumnealui a solicitat angajarea, nu în calitate de istoric, ci în calitate de profesor la un liceu din București. Dumnealui, să facem o diferență între un profesor de istorie la un liceu și un istoric. Dumneavoastră, ce vă sunteți? Fiți amabil. Istoric? Eu sunt jurist. Deci vorbesc ca jurist, nu ca istoric. Dar să facem o diferență clară între un istoric... Ați fost un vizionar dintre membrii actualului Consiliu și v-ați opus în toamna anului trecut angajării fratelui meu, care a obținut angajarea, fiindcă acum facem iar cazul Gabriel Catalan în loc să discutăm cu totul altceva, deși ca, la vremea respectivă, eu știu foarte bine și domnul Onișoru, sper să mă confirme, dânsul a precizat foarte clar că a lucrat ca istoric, nu, și, nu ca profesor, în arhivele fostei securități, care știință despre anumite documente, a fost întrebat ce anume a studiat, s-a spus, nu are o fixație, nu-l scoateți, eu știu, de pe altă planetă. Domnule, vă confirm că s-a ocupat omul. Păi da, vă cunosc, însă problema... Și dumneavoastră v-ați ocupat de aceeași problemă, fiindcă dacă nu v-ați fi ocupat... Domnule, e o diferență între noi, eu am vreo 5 cărți, las-o moale. Domnule, deci, faptul că dumneavoastră aveți 5 cărți, asta nu înseamnă, după părerea mea... Da, mai lejer. Pe părerea mea, deși ați văzut ceva din tabelul domnului Simt. Știți că eu am plămâni, nicio problemă. Păi tocmai de-aia. Și vă acopăr. Deci eu nu să fim oameni civilizați. Păi tocmai și să vă spun că domnul Mihai Gheorghe a avut o reacție, într-adevăr, și o confirm la angajare, pentru că în momentul angajării s-a purtat o discuție liberă, am văzut dosarul candidatului, am zis, domnule, este un om care ar putea să fie, să lucreze la noi, pentru că e istoric, a scris, a vorbit, a făcut, a nu știu ce, a mers pe oameni tineri, însă la un moment dat i s-a pus pata pe fericitul patriarh. Nu este adevărat, nu. Domnule, ai fost la angajare? Domnule, n-am fost la angajare. Păi atunci taci din gură. Dar ca să terminăm cu cazul acesta, momentul în care s-a angajat... Deci la angajare vine și spune că patriarhul omosexual... Atalan e foarte sigur. Domnule președinte, aș putea întreba și eu un procent confesional în cadrul Consiliului pe care îl conduceți? Cred că ar fi foarte interesant dacă ați putea face. Nu, dar stați puțin, acuzațiile pe care le aduce domnul Onișoru, domnului Catalan, o secundă, sunt foarte grave. Domnia sa spune că a făcut o fixație, domnul Catalan, pentru spuneți, domnul Catalan. Aș vrea să intervin și anume să spun faptul că eu am fost sancționat până acum de două ori. Prima oară în urma unui concurs pentru ocuparea unui post de conducere la care am participat și în cadrul căruia am fost descalificat pentru că am avut impertinența, citez, să afirm că membrii colegiului nu cunosc legea și nu aplică cu exactitate. Ei, din cauza aceasta a fost descalificat la concurs. Domnul Catalan, lăsați asta, domnule. Și a avertizat. Nu mă interesează asta. Pe mine mă interesează să răspundeți la acuzațiile aduse aici de domnul Onișoru și de domnul Gheorghe, președinte și vicepreședinte. Faptul că cineva afirmă că am o obsesie fixă, mi se pare irelevant. Păi nu, că a spus și momentul angajării despre asta. Obsesie nu mai fixă. Nu, păi momentul angajării, dacă își aduce bine aminte domnul Onișoru și e sincer cu sine însuși, atunci a trebuit să recunoască că am fost întrebat. Nu din proprie inițiativă am vorbit despre asta. Bine. Ci am fost întrebat de ce documente am văzut și chiar am fost întrebat, citez. De unde citez, domnule? Citez din memorie. A. Există, cred, stenograme. E tare, presupun. Crezi că Patriarhul Teoctist a fost colaborator al securității? M-au întrebat membrii colegiului prezent. Așa, da. Eu nu am văzut documente din dosarul personal sau din arhiva operativă. Domnul Catalan, amintește cine a întrebat. Dar am văzut unele documente care mi-arată că el putea fi ușor manipulat de securitate prin trecutul legionar, i-a testat. Puteți căuta și la Ministerul Justiției în arhive despre rebeliunea legionară, participanți, condamnați și așa mai departe. Și al doilea motiv în care putea fi manipulat de securitate, în afară de trecutul legionar, sunt aceste inclinații. Domnul Catalan, și pentru dumneavoastră... Dacă adaugă dorința lui extraordinară de a face carieră. Domnul Catalan, și pentru dumneavoastră și pentru fratele dumneavoastră, știați că CNSAS a depus la SRI, SIE și MAPN, în urmă cu două săptămâni, numele liderilor celor 15 culte religioase recunoscute oficial pe teritoriul României? Nu știam, fiindcă, din păcate, CNSAS-ul nu își informează nici măcar angajații de rând în privința... Păi știu dumneavoastră și nu știa dumneavoastră care e funcționar. Am înțeles. Bun. Vă mulțumesc mult pentru informație. Vă mulțumesc mult pentru intervenție. Bună seara. Haideți să două cuvinte să spună și domnul Laurențiu Tănase, secretar de stat la Ministerul Culturii și Culturilor, despre acest caz. Cum vede Ministerul Culturii acest lucru? Sper că intervenția mea nu este doar o umplutură la emisiunea noastră și în felul acesta doresc să subliniez faptul că
prin prezența mea aici la emisiunea noastră, pentru care vă mulțumesc, asigurăm unul dintre promisiuni, asigurăm una dintre promisiunile electorale ale PDSR-ului, și anume aceea de a respecta Biserica Ortodoxă Română și prestigiul de care aceasta se bucură în societate. Eu cred că în seara aceasta discuția se dirigează pe un teren puțin greșit. De ce spun aceasta? Pentru că dumneavoastră analizați, văd, felul în care a fost sustras un act, sau se analizează felul în care a fost sustras un act, competența sau incompetența istorică a domnului reporter sau a fratelui său, însă eu cred că trebuie să privim fenomenul în complexitatea lui. Să ne punem întrebarea, cui Prodes? Cui folosește acest articol în ziar? Ce reprezintă el? Și ca teolog și ca sociolog al religiilor, eu am încercat să înțeleg acest articol, făcând o analiză mult mai atentă a lui și încercând să văd și care sunt implicațiile lui în opinia publică. Și consider, este o părere personală, înainte de toate acestea aș dori să prezint protestul pe care l-a făcut ministrul culturii și cultelor. Nu știu că a fost prezent pe toate care nu mai prezent. Da, iar eu acum vorbesc în calitate de secretar de stat pentru culte. Eu consider că articolul din ziarul de astăzi este o diversiune jurnalistică și în același timp o publicitate gratuită pe care dumneavoastră, prin mare amabilitate, i-o faceți domnului Catalan. Nu dezbat subiectele fierbinți și cele care, și încerc să apăr niște principii care trebuie să existe în societatea română. Categoric. Domnul Catalan, ați auzit acuzațiile aduse de către domnul secretar de stat, vă rog. Am auzit. Deci, ce aș putea să spun? Dânsul vorbește ca și secretar de stat pentru sa despre încălcarea unei etici profesionale, despre care nu cred că... Nu, vorbea de o diversiune, nu? Da, ceea ce cred că poate fi inclus la același capitol. Nu văd ce fel de diversiune este în cazul acesta. Pur și simplu este vorba de un document, iertați-mă, nu văd nimic de râs la afacerea asta. Este vorba despre un document care se referă la o persoană foarte cunoscută, extrem de cunoscută, aș putea spune, și el cred că, din acest punct de vedere, ca jurnalist, sunt obligat, aș putea spune, să-l aduc la cunoștința opiniei publice. N-am făcut nimic altceva. N-am adus niciun fel de acuzații. Și nu văd de ce... O singură sursă, sursa... Chiar dacă este o singură Macu, sursă, domnul Tucă, un securist, într-o în condițiile în care mă iertați, în condițiile în care ziariștii nu au acces. Încerc să vă învăț meserie, încerc să vă învăț meserie, că nu v-a învățat aia la ziar acolo. Da, vă învăț acum eu. Cum să vă spun? E bine să nu faceți totuși comparații, pentru că nu voi accepta acest punct de vedere al dumneavoastră. Fiind un singur punct de vedere, vă rog frumos să văd cum ați face dumneavoastră rost în al doilea punct de vedere, având în vedere că este vorba despre dosarele fostei securități. Domnule, n-aș publica... Eu n-aș publica niciodată un acest... La voastră, din păcate sau din fericire pentru mine, eu am de-a face cu alți oameni. Depinde cum vreți dumneavoastră să priviți lucrurile. Eu am alt punct de vedere decât dumneavoastră. E treaba dumneavoastră. Eu am zis că n-aș publica niciodată acest articol și l-am publicat. Prietenește, pentru că sunt un gazetar mai vechi pe aici, în România. De vreo 11 ani fac meseria asta. Vă felicit și eu am șantă. Vă mulțumesc. Și pe ora 9 a spus exact. Lăsați domnule și pe Cristoiu, care trebuie. Da, întâmplător. Deci vă spun, de ce n-aș fi publicat acest material? Pentru că era vorba de o sursă, acea sursă este un securist sub un regim stalinist, atunci când Beria transmitea ordine de la Moscova la București, exact, da. Și nu pot să cred în acest document. Nu, cum să zic, putem să facem o dezbatere, să aducem alte argumente, alte dovezi, alte surse. Dar eu de ce apă, de ce spun că nu sunt pentru publicarea acestui articol? Că mâine veți veni dumneavoastră, care sunteți foarte priceput. Sau dumneavoastră, care sunteți la fel de priceput. Păi nu, dar eu nu fac așa ceva. Păi stați puțin. Lăsați-mă să termin. Veți veni mâine și veți da o notă dintr-un dosar al meu și în care spuneți că eu sunt homosexual. Păi da... Credeți că aveți mai un asemenea aici? Dosar? Mă iertați că vă întreb. Știți că aveți un asemenea dosar? Da, domnule, am dosar, eu am dosar și sunt homosexual. Iar dumneavoastră, ca ziarist liber, o să veniți... Să anunțați în, cine să anunțe, domnule? Păi, pe că anunțe eu una, dar dacă vii dumneata să anunți... Chestia asta ți-am terminat. Stați puțin. În chestiile astea cu amenințări, prin foarte bine. Dacă publici. În emisiunea noastră. Dar eu vreau să vă spun următorul lucru. Ia spun. Fiind vorba despre Patriarhul Bisericii Ortodoxe. Domnul a zis că e vorba de mine, Marius Tucă. Nu, nu mă interesează ce faceți dumneavoastră. Și dacă aveți un asemenea dosar, ce să vă spun? N-am niciun comentariu de pe făcut. Nu-l publicați sau nu?
Domnule, n-am niciun comentariu de făcut. Domnule, publicat sau nu? Ca profesionist mă spuneți să-mi dau cu părerea despre un caz total probabil, adică ipotetic. Nu ipotetic. Aveți dumneavoastră dosar? Domnule, nu eu am dosar. Păi și atunci? Au dosar, are dosar Mircea Dinescu și să spunem dosar că Mircea Dinescu e homosexual. Îmi pare rău, dar eu nu cunosc acest caz. Dacă dumneavoastră îl cunoașteți... Nu, domnule, v-am zis, v-a intrat, dați acesta, dați domnule, acest... Eu vreau domnule, să dați această notă în presă despre Mircea Dinescu. Refuz să vă răspund la această întrebare în baza, pentru că discutăm despre altceva. Deci Patriarhul Teoctist este cel care s-a opus în ultimii ani vehement, fiind vocea domnule, cea mai... întreb ceva. Păi nu am cum să vă eu răspund nu, la Eu nu am considerare că e vorba de prea fericitul Teoctist. Foarte bine, eu am luat-o la considerare și atunci împreună cu ai mei avem emisia a doua parte tare, vorbim despre fotbal. Eu vă mulțumesc mult de tot că nu avem timp. Nu este rău să vorbim totuși de orientarea sexuală a domnilor catalani, atunci e o problemă. De ce, nu vă supărați, fiindcă atacul acesta, acuzându-l de prea fericit partea Teoctist, că este homosexual, acum când se discută și propunem să nu se abroge acest articol, înseamnă că există o intenție foarte bine prezumția voastră, dovedită. Eu răspund deci, de identitatea mea confesională, dar vă rog să-mi răspundeți aici în fața dumneavoastră ce fel de orientare sexuală aveți. Sunt monah, abstinență totală. Perfect. Eu respect regulile monahale. Și eu respect statutul omului căsătorit. Mulțumesc mult pentru participare în această seară. Prima parte a emisiunii noastre se încheie aici. Rămâneți, vom vorbi despre meciul România-Italia. Știi că se dau 10 minute gratuite pe lună? Se taxează la secundă? Da, și în weekend e doar un cent pe minut. Pare greu de crezut, dar la Colexcent ai și un cent pe minut în weekend, și taxare la secundă, și 10 minute gratuite pe lună timp de un an. Poate cu doar $7.50 abonament. La Colexcent, ofertă fără precedent. Ai auzit, vecină, ce întâmplare? Vorbește toată lumea în gura mare. Azi chiar e mai bun. Ai văzut ce rufe aveam? Să le vezi pe ale mele de acum. Știu cum să le păstrez ca noi. Mai mult timp. As, albul pur, albul sigur. Savoarea celor mai alese boabe de cafea o regăsești în mângâierea aromei Iacobs. Iacobs ne cheamă împreună. Ați comandat Vitaline? Eu nu. Ce e Vitaline? E un iaurt nou de la Danone. Cu 0% grăsim? Crezi că am nevoie? Vitalina, aici vă rog. Cu un conținut de 0% grăsim, Vitalina este un iaurt bogat în vitamine, care te ajută să ajungi la o siluetă armonioasă și să o și păstrezi. Fii amabil, adu-mi și mie o Vitalina. Doar așa, să încerc. În fiecare zi, o siluetă Vitalina. Viața e plină de surprize? Eu știu să ne fac față. Cu Head & Shoulders, în fiecare zi, previne apariția mătresii și îmi lasă părul irezistibil de frumos. Head & Shoulders, în fiecare zi. Pentru că viața e plină de surprize. De la 1 iulie, românii vor plăti impozite mai mici sau, altfel spus, vor primi mai mulți bani la salariu. Guvernul a modificat azi legea impozitului pe venitul global. Printre fericiții beneficiari ai acestei hotărâri se numără și pensionarii, care primesc mai puțin de 5 milioane și care nu vor mai plăti impozit. De asemenea, românii care lucrează în străinătate sau cei care închiriază apartamente pot considera această decizie o veste foarte bună. De ce? Aflați în Observator. Și tot atunci despre un sondaj alarmant. Potrivit acestuia, România și Albania sunt statele balcanice cele mai afectate de corupție. În raport se precizează că vame și polițiștii și agenții fiscali sunt considerați cei mai corupți funcționari. Pe larg despre toate acestea, dar și alte știri aflați la ora 23. Sunt Alexandra Stoicescu și ne revedem la Observator după Marius Tucășov. Da,
Continuăm emisiunea noastră. Sâmbătă va avea loc la București meciul dintre echipele naționale de fotbal ale României și Italiei în cadrul grupei 8 din preliminarele Cupei Mondiale. Selecționarul român, Ladislav Belonia, a ținut secrete toate pregătirile pentru partida de pe 24 martie, decretând stare de necesitate în cantonamentul de la Săftica, unde accesul persoanelor străine a fost strict interzis. Tocmai de aceea fals, am invit... Fals. Pardon? Fals. Fals. Ce fals? Și ieri au fost ziariști acolo. Astăzi, de la antrenamentul oficial, de la Vabea. Stai, domnule, că nu să i parcă să fii catalan. Nu, nu, că nu, nu suntem cu frăția, cu homosexualitatea. E bine că băieții ăștia au multe prieteni, el doar soție. Am avut 3 zile de acțiune, sau avem 3 zile de acțiune cu italienii. Am început aici și terminăm în cadeva sâmbătă. Antrenamentul de astăzi. Invitații noștri în această seară, doi s-au deconspirat, că tot vorbim, ați vorbit mai devreme de securitate. Domnul Emery Kenny, directorul tehnic al Naționalei, domnul Mircea Sandu, președintele Federației Române de Fotbal, și domnul Adrian Mutu, jucător la Verona, din păcate accidentat și nu va juca meciul cu Italia. Haideți să vă spuneți telespectatorul că așteaptă amănunte de la acest mare meci, cum odată la 17 ani se întâmplă. Domnul Ianei, sunteți directorul tehnic al Naționalei. Așa să vă spun că acest meci într-adevăr este de un interes extraordinar de mare, pentru că este un meci important pentru echipa noastră, mai ales că traversăm o perioadă destul de grea, pentru că câțiva jucători plecare. Au renunțat. Plecare, vorba dumneavoastră. Așa. Plecare. Și atunci, din mers, noi încercăm ca să refacem omogenitatea, valoarea echipei noastre. Este foarte greu, este extrem de greu. Pentru asta am fost criticați, federația a fost criticată și chiar și antrenorii federali pentru acele perioade de jocuri internaționale pentru jucătorii din țară. Noi trebuie neapărat să avem aceste perioade ca să putem să vedem pe cine putem conta. Am înțeles. Domnul Mircea Sandu, ce înseamnă? Sigur, grupa 8 este o grupă echilibrată. N-am crezut la început că va fi așa. Se iată că sunt 4 echipe care, sigur, Italia este considerat un pic detașat, dar celelalte 3 sunt sensibili legale ca șanse și valoare la acest moment. România, Ungaria și? Și Georgia. Și Georgia. Sigur, am avut o perioadă de 6 luni de zile, 5 luni de zile, în care am căutat printr-un program, eu spun bine pus la punct, să descoperim jucătorii echipei naționale care să înlocuiască ceea ce în ultimul timp s-a făcut acest loc, acest hău, prin plecarea unora dintre jucătorii de mare valoare ai fotbalului românesc. Și eu spun că, excluzând vârsta foarte fragedă și experiența, cred că ceva s-a găsit. Am înțeles. Adrian Mutu, îți pare rău că nu joci la acest meci, dar cunoști bine echipa italiană pentru că te confrunți cu jucătorii de acolo, în cea mai mare parte, în campionatul italian. Cum vezi meciul ăsta? Bine, îl văd și eu ca pe un meci foarte puternic. Începem bine milenul 3, nu, cu un meci împotriva Italiei. Eu zic că, cu toate că avem o campanie de calificări foarte grea, sper să sâmbătă să jucăm bine și să facem un rezultat util împotriva Italiei. Îți pare rău că nu joci? Bineînțeles. Ai vreo legătură cu faptul că joci în Italia sau e o accidentare pur și simplu? Are și o legătură că joc în Italia, nu? Că mă atinge pe piciorul, de-aia trebuie să stau cu piciorul întins. De ce? Ai cu piciorul puțin mai întins, așa, nu poate. Are legătură și cu Italia, pentru că joc acolo și vreau să, ca un român care joacă în Italia, vreau să demonstrez că și românii sunt buni și putem să-i învingem. Care crezi tu că sunt armele secret ale antrenorului Belloni în această partidă? Care crezi că sunt jucătorii care pot să întoarcă soarta sau să încline balanța în favoarea României în acest meci? Și cum trebuie să jucăm cu italienii? Hai că joci în fiecare săptămână cu ei. Cum ar trebui să jucăm? Poate să vă spună Naemi sau domnul Belloni. Eu vorbesc în calitate de jucător. Așa. Și ce să vă spun, referitor la echipa României, zic că oricare dintre jucători de la mijloc în sus poate să decidă meciul. Depinde și în ziua în care se va afla. Domnul Mircea Sandu, dumneavoastră credeți că se va juca cu mingi în altă echipa României? Cum nu, niciun caz. Păi spuneți aici, că vă plângeați că nu avem timp.
Îi batem, nu-i batem, pronostic. Eu pot să vă spun cum s-a pregătit acest joc și cu, nu vom juca cu mingi sus, să comparăm, dacă vreți, ce s-a jucat Rapid Dinamo cu mingi sus și Steaua cu Petrolul, cu mingi la filul. Deci cert este că va fi un joc dinamic, un joc în care ambele echipe vor avea momente în care vor controla jocul. Dar mizez pe ceea ce și Bălon în ultimul timp a mașat foarte mult, pe mobilizare extraordinară a jucătorilor noștri. Spuneți-mi cum ați vedea dumneavoastră 11 la ideal al României pentru echipa asta? Pentru întâlnirea asta? Părerea mea că sunt 8 locuri fixe. Hai, păi ziceți că trebuie să vrea să afle numele. 8 locuri fixe, da. Restul decide antrenorul. Spuneți-vă deci pe alea 8 fixe. Contra, Filipescu, Chivu, Codrea, Gâlcă Dorinel, zic eu Viorel Moldovan, cam că ți-am spus 7. Așa. Și Adrian Ilie. Și ceilalți 3? Nu se știe. Ceilalți 3... E vorba de portar și de... Deci ăștia 8 i-ar spune oricine, probabil. Ceilalți 3 alege antrenorul. Și ceilalți pe ce posturi sunt? Păi, e vorba de portar unde valoarea este sensibil egală între Pruna și Stelea. Da. Avem încă un atacant care va trebui să fie probabil găsit între ceilalți. Între Marius Nicolae și cine? Marius Nicolae Ganea. Dacă era și Mutu, era și mai greu. Și sigur, în centrul apărării, în centrul defensiv, unde... Între cine și cine? Păi, acolo este Prodan, Ciubotariu, Rădoi. Între cei trei? Între cei trei, unul sau doi trebuie. Rădoi are miciuri picioare și... oficiale? Rădoi are, începând cu meciurile cu Algeria, deci el a jucat deja 6-7 jocuri pentru echipa națională, începând cu luna decembrie, anului trecut, noiembrie-decembrie, are la Steaua acestul de campionat bun, altfel nu probabil că nu era selecționat. Ciubotariu, se știe situația, nu prea joacă la echipa lui. Prodan a reluat și este la o cotă destul de bună. El însă mai are de urcat. Sigur, vedeți, sunt și probleme. Vom juca cu 3 atacanți? Eu cred că va juca cu 2 atacanți și cu Adrian Idie undeva. Și cei două, dumneavoastră, cine ați vrea să fie cele două vârfuri? Viorel Moldovan și Gana sau Viorel Moldovan și... Nu, domnule, că ați fost atacant. Eu sunt convins că cel care marcă cel mai ușor dintre toți... Sunteți la Marius Tucășoi, nu sunteți la conferința de presă oficială. Nu suntem la două surse, suntem la o singură sursă. Deci sunt convins că Viorel Moldovan este cel care poate marca cel mai ușor la acest joc. Și restul... Între Gana și Marius Nicolae. Strategia tactică a antrenorului este... Vreau să vă spun că domnul președinte are... Bunul obicei, încât să nu se bage în formarea echipei. Păi nu, eu n-am insinuat că s-ar răzut. Vă spun sincer, sigur că da. Toată lumea știe că nu se bagă, dar nu. Că mai spune, dacă era Hagi valid, spuneam că da. Hagi, cine nu-l bagă pe Hagi în echipă? Eu am făcut o remarcă la acești jucători care au rămas din vechea gardă. Deci Adrian Ilie, în ziar apare Cătălin Munteanu, dar eu am spus Dorinel Munteanu, așa. Filipescu, Gâlcă. Am zis așa, voi până acum ați fost locotenenți. Acum voi sunteți aceia care trebuie să colonei și să atrageți tinerii după voi. Eu cred cu o concentrare, cu inteligență, cu, să spunem așa, cu o mare dorință de afirmare acestor tineri jucători. Da, i-am spionat. Cei de la Gazeta Sportului au spionat și au văzut ce se întâmplă în meciul, în antrenament oficial de astăzi. Vă rog să vă continuați ideea. Da. Am văzut niște spioni sus acolo la tribuna întâia, deși domnul Bălănin... Erau spionii lăsați, cum să zic, de dumneavoastră. Mă rog, tolerați de noi. Care credeți că e jucătorul cheie, domnul Ienei? Eu cred că dacă Adrian Ilie este apt, în formă, și sănătos, el este un jucător foarte valoros care poate să să întoarcă un rezultat sau poate să colaboreze, și dacă colaborarea o să fie foarte bună, îmi pare rău că Adi nu poate să joace, pentru că probabil că și el își găsea locul în echipă. Cred că el, jucătorii mai cu mare experiență, chiar și Nicolae, dacă o să joace, spun eu, pot ca să ne aducă acea bucurie pe care o așteptăm cu toții. Mi-aduc aminte, Adrian Mutu a făcut un meci chiar foarte bun cu Italia, a avut o dăruire extraordinară, din păcate am pierdut atunci cu 2-0 și l-aș întreba pe cine vede el în atac, în atac cu echipei României. Dacă nu vrei să ne spui?
Păi mă, cine crezi că e... Într-o situație dificilă. Bine, nu, sunt trei, trei atacanți. Dificilă. Păi nu, sunt trei atacanți, da. Și oricare poate să joace și oricare nu poate înțeleg. Să scrie. Cine crezi că este pericolul numărul 1 de la italieni în acest meci? Echipa Italiei e pericolul numărul 1. Da, nu, da, nu, jucător. Echipa Italiei. E, toți sunt pericole, noi cunoaștem toată lumea. Toți, și toți, dă-i treacu, dă pe echipa... Nu, nu, e un ansamblu bine înclinat, asta vrea, de fapt. Ce spui, să spui la... Chiar dacă lipsesc niște... Lipsește un toti, da. Lipsește un alt atacant Vieri del Vecchio... Lipsesc doi atacanți importanți și sunt alții la fel de importanți în... Montella, Chiesa, Del Piero, Inzaghi. Sunt alții care... Absolut. Poate să uită italienii. Spune-le ceva în italiană despre meciul ăsta, transmite-l. Nu se uită, că oricum nu înțeleg. Se uită, se uită, că dacă vorbești italiană, înțeleg, se uită, că le-am zis. Eu prefer să nu înțeleg, nu. Păi dar zile ceva în italiană, bine ați venit, plecați și... L-avem la telefon și pe Mircea Lucescu, un cunoscător al fotbalului italian. Bună seara, domnul Lucescu. Bună seara. Ne cerem scuze că v-am deranjat. Știu că dumneavoastră cunoașteți destul despre fotbalul italian. Care credeți că e pericolul numărul 1 de la italieni? Suntem noi găinile din București, Marius, tu și cu trei invitați. Bine, cu trei cocoși. Spuneți. Se mai pune problema că echipa Italiei nu este cunoscută. Da. Mă îndoiesc că există cineva dintre cei care sunt apropiați de fotbal să nu știe absolut totul despre echipa Italiei. Așa că... Nu... Da, care credeți că e pericolul numărul 1 de la italieni? Pericolul echipa în totalitatea ei și faptul că au pierdut la nivelul echipelor de club posibilitatea să joace etapele finale a competițiilor europene, asta face ca ei să-și concentreze absolut toată atenția asupra echipei naționale. Este singura modalitate de a salva puțin fața pe plan internațional. Din punctul ăsta de vedere, asta cred că este aspectul cel mai dificil al partidei de sâmbătă. În afară de asta, așa cum se știe foarte bine că Trapattoni este un antrenor care are foarte mare grijă de aspectul defensiv al echipei, deci forța acestei echipe în totalitatea ei este jocul defensiv, după care sigur că încearcă plecând de pe aceste poziții să atace foarte rapid partea adversă. Și pericolul cel mai mare rămâne Inzaghi, care, așa ca și la campionatul european, se va posta undeva între fundașii noștri central permanent la limita offside-ului. De 4-5 ori în capcana offside-ului, dar dacă o singură dată scapă, este foarte greu. Deci, la părerea mea, că trebuie să întrebi foarte. În rest, sunt jucători cunoscuți absolut toți, se știe foarte bine pe unde se poate ca mai bine, avem foarte tineri, foarte entuziaști, foarte buni, foarte puternici și cred că acolo ne o să le facem... Care credeți că va fi omul cheie la România, domnule Lucescu? În echipa noastră? În momentul de față, omul cheie nu poate să fie decât Belloni. Pentru că nu văd... El va fi acel care trebuie să transmită echipei absolut toată încrederea în posibilitățile lor și siguranță și aspectele importante ale organizării jocului. Dar în momentul de față nu cred că există un jucător anume care poate să ia echipa asta în mână. Am înțeles. Deci, pentru o perioadă de timp va fi antrenorul cel care trebuie să se erigeze în lider de echipă. Am înțeles. Spuneți-mi, vă azardați la un pronostic? Nu, niciodată n-am dat pronosticul și nimeni, dar eu sper ca publicul să ajute foarte tare echipa națională a României. Vă mulțumim! Este o forță a noastră senzațională și publicul. Să înțeleagă că e o echipă tânără și că s-ar putea să aibă un început greu de joc. Dar dacă publicul va fi alături de ea, așa cum s-a întâmplat de câte ori am jucat pe teren propriu. Pentru că mi-am aduc aminte că în 83 eram... Nici măcar nu eram la nivelul la care este echipa națională de acum. Și erau campion mondial. Și da. Totuși am reușit o performanță extraordinară. Era o echipă adunată, era o echipă provincială. Nu știu dacă existau doi jucători din București, de la Steaua sau Dinamo. Și, deci fără experiență internațională, dar au ajuns la acel meci fără complexe. Și foarte talentați. Mulțumesc mult pentru intervenție. Bună seara. Ați discutat, bănuiesc, de multe ori cu domnul Belloni, domnul Ionel. Da. Cum vede antrenorul, cum abordează acest meci? Este încrezător? Sigur, Belloni este un optimist, așa s-a născut Belloni. Și un învingător. Deci el îndeamnă jucătorii lui ca să dea totul din ei,
sigur, se bazează pe o disciplină de joc pe care l-a exersat în scurtul timp pe care l-a avut la dispoziție și sigur pe acest entuziasm care trebuie de fapt să existe în sânul echipei, pentru că un antrenor deja la un asemenea meci cu Italia nu are, din punct de psihologic, nu știu ce mai trebuie să le spună. Aici deja jucătorii se montează și ei trebuie să fie aceia care să se lupte pentru existența lor. Am înțeles. Domnule Mircea Sandu, vă gândiți la nivelul federației că România se poate ocupa, Doamne ferește, și de pe un loc 2? Șansele sunt șanse. Calculele sunt făcute. Deci cu un număr mai mare de puncte ne putem califica direct pe locul 2? Însă, nu există. Un baraj, nu? Nu există decât baraj. De data aceasta, la calificarea trecută, a fost o singură echipă calificată, a fost Portugalia. Deci depinde foarte mult de acest joc. Este clar. Dacă reușim să obținem o victorie cu Italia, șansele sunt mari de a merge pe primul loc. Întreb și dacă mergem spre locul 2, asta înseamnă că mai susținem două jocuri de baraj în noiembrie în acest an. Tur-retur, da. Cu o singură echipă în sensul ăsta. În deplasare, cu o singură echipă. Oricum nu trebuie să pierdem, cred că, înainte de orice în meciul ăsta, ca să rămânem cu șanse. Sigur. Dacă vom câștiga, cu atât mai bine. Corelat însă cu ce se întâmplă și miercuri. Da. Ne gândim la primul meci. Numai că aceste duble sunt atât de greu de organizat și de jucat în același. Da, dacă nu batem pe George, eu mă apuc de volei pe plajă, domn. Pentru că jucăm cu Italia întâi. Trebuie să ne pregătim foarte bine. Pentru că să știți că prin acest joc cu Italia, pregătesc și jocul cu George. Am înțeles. Și poate. Și tactic. Și psihic. Mai ales. Dar spuneți-mi, întreb și eu, ca orice om, vom juca, vom ataca meciul ăsta, ne vom apăra, ce vom face? Eu administrez, sunt de la țară, nu tehnicianul, aici domnul Iere poate să spună. Care antrenor nu vrea să atace, spuneți-mi și mie? A fost o grămadă care vreau să atace și o plimbă la mijlocul terenului. Vreau să vă spun că fiecare antrenor vrea să câștige. Eu sunt atac, tot timpul sunt în atac. Da, păi asta este, sigur. Am fost până la mijlocul terenului. Eu am avut o vorbă. Când joci în deplasare și vrei să faci un meci egal, trebuie să joci mai mult în terenul adversarului, să fie mingea cât mai departe de poarta ta. Corect. Eu vreau să vă spun că, sigur, noi vrem să jucăm, dorim să jucăm ofensiv, dar depinde și de valoarea echipei. În ce măsură ne lasă să jucăm ofensiv? Dar sunt convins că echipa noastră o să dea absolut totul și să realizeze un rezultat cât mai favorabil. Am înțeles. L-avem la telefon și pe Ilie Balaci. Bună seara, domnule Balaci. L-am văzut pe Gentile aeroport și și-aduce aminte de dumneavoastră că ați fost visul râd și blond al italienilor. Cum vedeți meciul de acum? Da. Cum să-l văd? La televizor? E clar. Pentru că importanța este foarte mare. Mm-hmm. Și crezi că ar trebui să jucăm, să atacăm? Ești antrenor la Universitatea Craiova, ai antrenat atâtea echipe de acum. Nu, eu nu mă pricep, pentru că e vorba de echipa națională, n-am antrenat niciodată vreo echipă națională. Sunt alții care știu să facă mult mai bine decât mine. Dar cum vezi, Ilie, cum crezi că putem câștiga meciul ăsta? Putem câștiga, știu că de obicei ești pesimist când vorbim la telefon, suntem prieteni, lumea bănuiesc că știe acest lucru, nu, no, pierdem, tot timpul îi spui că pierdem. Am câștigat vreo 10 pariuri până acum. Asta e bine. Da. Știi și până de sâmbătă și suntem fericiți toți. A câștigat doar Augusta, am zis că egalează petrolul, dar mă rog, n-am câștigat. Zi! Alo? Alo? Ți-au tăiat ăștia telefonul de la Craiova, că ți-au tăiat taba, că nu mai ai unități? Nu, la Govora și... la Govora. Între funzi. Ce pot să spun? Consider că avem șansă de a câștiga, pentru că avem o echipă... consider eu aproape la fel de bună ca acum 2 ani. E adevărat că lipsesc cei doi chică, dar între timp cresc alții. Pentru că asta e viața. Avem șanse. Sau măcar meșul de-ar trebui ca să pornim cu șansa locului 2, să zic. Avem acolo doi oameni care, unul care dirigează fotbalul românesc din 90, dacă mă înșel. E vorba de Mircea Sandu. Da, e mai vechi decât... adică i-am lucrat aici este... Până acum n-a dat și niciodată. Pe urmă l-avem pe Naemi, care cu toții știm ce a făcut, așa că... Ilie, crezi că care e jucătorul? Okay, hai că am și o întrebare în seara asta, m-am blocat pe aia. Cum putem câștiga, domne? Eu mă duc la meci, la ce trebuie să mă aștept? Cu cine? Da, cum putem câștiga? O putem face și pe jos și pe sus, sau cum zicea, nu, Roșca. Dar cum să putem câștiga?
Eu gândesc că trebuie să jucăm exact ceea ce știm cu calitățile noastre, să evităm să intrăm în jocul lor, să nu fim naivi ca să ne repezim cu toții peste ei, că de fapt asta așteaptă. Să avem un pic de răbdare și ei în teren și noi în tribună. Corect, avem răbdare, că avem vorba aia, avem de atâți ani. Spune-mi, te rog, crezi că vor exista doi jucători acolo, unul care să bată lovitura liberă și altul care să înscrie, așa cum au fost Ilie Bala și Beloni astăzi? Nu, a fost întâmplare, că nu s-a mai întâmplat niciodată după aia sau înainte. Păi nu, dar am citit în presă că ați făcut zeci de antrenamente. Nu, acum am vrea să câștigăm dacă s-ar putea dintr-o acțiune colectivă, să zicem. Sau dacă se poate chiar dintr-un corner, dacă ar fi o lovitură direct, să zicem. No. Important ar fi să câștigăm, că în momentul în care am câștigat am avea șansa chiar la primului loc. Corect, așa este. Dar consider că m-ați întrebat cum ar trebui să jucăm. Eu zic că ar trebui să jucăm bine ca să putem emite pretenții. Mersi, ești drăguț. Mulțumesc mult, Ilie, și sper să nu mai întâlnească de acum înainte Craiova o echipă ca Bistrița sau să nu mai aveți un meci cum a fost ăla cu Bistrița. Nu, sper să nu mai întâlnesc o echipă cum am fost noi. Bine. Bun, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu mult, numai bine. Tot sufletul basket echipei naționale. Și noi spunem și ținem pumnii. Adrian, dacă vă ai de ceva de spus, dar cum merge căsnicia, că nu sunt un de echipa națională? Merge bine, da. A venit Alexandra aici la București să vadă meciul cu tine sau a rămas acolo în Italia? Nu, este aici la București. E la București. Și vă duceți unde să... că s-a măritat acum să-l care și încărcă. Da? Și vă duceți împreună la meci, da? Tu nu joci nici meciul cu George? Da. Cum da? Nu joci? Păi nu joc. Dar de ce ești așa timorat? Că pe teren nu ești numai obraznic. Nu sunt timorat, sunt... Antrenorii, n-ai vrut să te ieși afară când te-au dat. Și cu domnul Iene ai avut o... un schimb de... Nu? Niciodată. Chiar dacă s-a scris cu... Păi cu Neemine... Păi da. Nu, n-am avut niciun fel de... Vom câștiga sau nu? Zii un pronostic la sfârșit. Păi eu merg pe echipa României, chiar dacă... Deci vom câștiga. Ești foarte greu. Vom câștiga. Domnul Mircea Sandu, știu că de câte ori o ziceți, așa e. Eu vă spun că domnul Trapattoni, acest senior al fotbalului italian, a făcut o afirmație că vom fi... prânzul echipei italiene. O să fie foarte greu să ne digere. S-ar putea să-și rupă dinții. În orice caz, însă vreau să fac un apel către acești oameni care vor veni la stadion. Ceea ce a spus și a remarcat și Lucescu. Nu întâmplător, suntem pe primul loc în campionatul alcătuit de FIFA în ultimii 15 ani pentru jocurile disputate acasă. Deci este clar că în afară de echipă a fost acest suport al spectatorului, al suporterului român care a dus echipa. Și e nevoie de susținerea lor, este nevoie și de atitudine civilizată. Și de răbdare și de... Și sigur, e nevoie și de răbdare. Dar eu am premonițiile mele și acest meci, sau cele două meciuri la primele reprezentative, vor însemna 6 puncte pentru noi. Mulțumesc, domnule... E în completare, așa să spun ce a spus domnul Mircea Sandu, aș dori și... Chiar fac apel la publicul nostru, nu atunci trebuie să ne încurajeze când merge jocul. Când nu merge jocul, atunci trebuie să ne încurajeze. Dar sper să nu fie cazul. Sigur că pe parcursul celor 90 de minute sunt și minute, mă rog să fie cât mai puține, când nu merge așa de bine. Și atunci trebuie să ne încurajeze ca să putem să ne înarmăm din nou și să ieșim la atac. Și eu sunt optimist, pentru că eu sunt berbec, marțian, mă rog, și în jurul zilei mele de naștere, când am plecat... V-am auzit în conferința de presă, tot timpul ați avut rezultate pozitive. Deci, să vă audă Dumnezeu. Să vă audă. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Revista Capital, săptămânal economic și financiar, au dispărut 2000 de mașini, mai puțin de jumătate dintre mașini furate sunt găsite. Firmele Fantone ne costă 800 de miliarde, aflăm tot din Revista Capital. România Literară, Iași în francofonie, un editorial de Nicolae Manulescu, Observatorul Cultural, Muzeul Țăranului Român, Contemporan, o idee europeană, un editorial de Nicolae Breban și altul de Cătălin Țârlea, Adevărul literar și artistic, Scufița Roșie cu imunitate parlamentară, Natură nu tocmai moartă de Dorin Tudoran și Dilema, un număr dedicat seninătății, reviste literare care se zbat, așa cum mai spuneam, pe piața presei și se zbat, zic eu, cu folos. Vă mulțumesc tuturor, întâlnim din nou luni seara, până atunci Marius Pucă vă spune ca de obicei, țineți aproape și hai România!